care concepe Carmen Emanuela Popa un vernisaj este cu totul deosebit în acest București în care fiecare încearcă să fie original. Cu toții știți că ea scrie nu numai despre propriile sale creații artistice, despre artă în general, ci și despre existența umană care pentru ea este o adevărată minune. Și această minune a existenței umane este filonul creațiilor ei. Spunea Lucian Blaga că stilul este format dintr-o serie de criterii extraestetice care ne influențează actul artistic. Criteriile ei extraestetice sunt legate de duioșia față de existența umană cu tot ceea ce are ea bun, frumos și dureros. De la Modigliani a luat această eleganță. Chiar dacă desenele care le vedeți pe pereți și care sunt splendide, nu aduc a Modigliani, dar sunt din același spirit. Această sensibilitate față de forța feminină și sensibilitatea feminină este de asemenea adânc elaborată la artista Carmen Emanuela Popa și vine dintr-o condiție umană feminină străveche. Creațiile ei sunt sculpturale. Culorile sunt culori pale, luminoase, prețioase, de la rozul fanat, la argintiu, la culoarea bronzului bine lustruit, la combinațiile de alb-negru și singura excepție, roșu fastos. Nu este o artistă care gândește pictural. Ea este o artistă care gândește sculptural, gândește cerebral și gândește de la nivelul unei filozofii superioare a existențialului. Ar trebui să fim foarte, foarte sinceri cu noi. Ar trebui să ne luăm în serios tot ceea ce simțim, tot ceea ce gândim. Nu ne putem eschiva la nesfârșit că e altfel decât cum este. Trebuie să ne amintim că avem fiecare în noi o inimă care bate. Este cel mai bun și mai apropiat prieten al nostru, care stă practic în fiecare secundă cu noi, iar noi îl ignorăm. Îl ignorăm și îmi dăm seama că tot ignorându-l, ceva este în neregulă. Îndrăznesc să spun că cel mai frumos dans al omului pe lume este dansul său cu inima lui. Acest dans poate să fie absolut împlinit, ca să spun așa, în momentul în care inima dansează, adică o lăsăm să conducă. Ea trebuie să conducă și atunci dansul acela este absolut armonios și evident că roadele lui sunt aproape de neexprimat. Transfigurarea omului din om obișnuit, normal, într-o entitate divină, într-o entitate pe care o vedem, ne bucurăm de ea, dar nu vom putea niciodată să o exprimăm. Thank you.
să m-a cucerit pentru totdeauna. A fost o plăcere, sincer. Vă mulțumesc. Thank you.